întâmplat? În ce privește? Care s-a întâmplat? În ziua de ieri și de astăzi la Timișoara. Aparent, totul a pornit de la un proces de evacuare a unui preot care a fost mutat de cultul respectiv și nu vrea să evacueze, care însă anterior a făcut declarații anterorumești, s-a băiat ăsta și s-a aliat cu cercurile revizioniste hostile integrității României. S-au făcut greșeli, pentru că, normal, toată problema trebuia rezolvată într-o oră, două, conform legilor țării și normelor care sunt în toată lumea, dar în loc de asta s-au dus discuții interminabile și s-a dat data ca acesta să desprindă elementele pe care le-a pregătit din timp. Acum reiese clar că de fapt aceasta a fost pregătit și că aceasta a fost pregătită din timp de agențiile străine din străinătate și de cercuri antisocialiste și din est și din vest. Deci, repet, cu toată seriozitatea. Încă la Timișoara nu s-a pus ordine, pentru că s-au făcut unele greșeli inadmisibile în aplicarea măsurilor stabilite. Și primul lucru, că unitățile care au fost destinate să aplice unele măsuri, de fapt, au fost puse în imposibilitatea să acționeze. Au fost unele dezamate. La Timișoara sunt acum toți comandanții. Am dat. La teleconferință, la Timișoara, sunt prezent și comandantul militar. Am crezut câteva minute înainte tovarășului Coma, care a sosit acum cu alții generali la Timișoara, ordinul, toate trupele primesc imediat inițiul de război. De front, să se meargă, oricine nu se supune, să se păcătește stare de necesitate și să aplică legea. Pentru că a fost atâta și sediu, nu s-a reacționat, s-a întors și obrazul cel mare, după că a fi fost Iisus Hristos. Începând de astăzi, toate unitățile Ministerului de Interne, inclusiv miliția, grupul de securitate, unitățile de grunice, vor purta armament de luptă, inclusiv gloanțe, fără discuții, cu respectarea regulamentele și normelor legale, de tomație, conform legilor constituției, dar oricine atacă un ofițer, un soldat, trebuie să primească riposta. Oricine intră într-un consiliu popular, într-un sediu de pace sau sparge un geam la un magazin, trebuie să primească riposta imediat. Niciun fel de justificare. Umanismul nu înseamnă acuzare sau capitulare în față cu dușmanii. Umanismul înseamnă apărarea poporului, integrității țării și socialismului.
De asemenea, toate unitățile militare sunt în stare de alarmă și au în această situație și armamentul de luptă, de dosare de luptă. Înseamnă inclusiv muniția. Nu treacă nicăieri fără muniție de luptă. Unitățile de motorizate. Toate merg cu armamentul din dotare ușor. Cu armamentul ușor din dotare. De luptă. Se interzice orice cine încearcă vreo manifestare, este imediat format, arestat și domnul să ne vorbim să planificăm, fără niciun fel de discuție. Aceasta este prima problemă. Dacă s-a înțeles bine, se trebuie la Timișoara. Dacă sunt prezent, să-mi răspundă primul secretar, care îndeplinește și calitatea de comandant al județului, și tovarășul Coman, dacă sunt prezenți ofițerii acolo. Să trăiți la secretar general Băran la aparat, tovarășul Coman. S-au luat măsuri pentru executarea dispozitivului ordinului pe care l-ați dat dumneavoastră. Am terminat. Am întrebat dacă ofițerii sunt în sală. Vă rapotez, frate, te ajut cu Coman la aparat. Nu sunt în sală, sunt la divizie și organizăm ce ați dat dumneavoastră. A început să se tragă deja. Coman, vă rapotez. În sală, de ce nu veniți în sală? Vă rog, transmiteți-le ordinul meu. Acționează în calitate toate de luptă. Facilitatea fiecăruia o judecăm ca atare. Și într-o oră trebuie restabilită complet limitea în Timișoara. Te rog, chemați și dați-le ordine. Și când simt, îmi dați mie să vă găsesc la telefon. Nu se poate una ca asta. Am înțeles? Vă raportez, Tărașul Ceaușescu, capul a trei coloane intră acum în Timișoara. Am trimis acest ofițer acolo pentru a le întâmpina și se dirija în centrul orașului. Raportez încă o dată, am ordonat să tragă foc. Unde e? Unde e din Timișoara, unde e? Tovarășe Coman, comandantul diviziei din Timișoara, unde e? Raportez cu altă divizie, este la divizie, tovarășe Ceaușescu. Să țină la împreună cu voi să fie la locul de comandă. Și locul de comandă este Comitetul Județean al Partidului. Asta e punctul de comandă. Am înțeles doar secretarul. Cu cine unde sunt? Comand, generalii care au venit din București. Șeful statului major, ministrul adjunct și ceilalți unde sunt. Vă raportez că acum am vorbit cu ei pentru a merge la divizie să vedem cele trei coloane. După aceea am chemat aici pe șeful securității, pe șeful ministrii care stă lângă mine. Și organizăm așa cum a spus. Eu acționez în numele meu și pe ei comanda și îmi raportez din 15 minute cum se întâmplă problemele. Toți îi chem și le dai ordine să execute. Toate unitățile să iasă, să fie în centru și să pună ordine. S-a înțeles? Vă raportez, am înțeles, așa o zic. Deci acum, eu am sosit unitățile, deși mi s-a raportat
cu totul a sosit, că tot, tot, tot. Deci
concentrează atenția de a face totul pentru a fulmina socialismul în România, independența și integritatea țării. Au făcut de altfel și declarații publice și tot ceea ce s-a întâmplat în țările socialiste multe este de fapt o acțiune de destabilizare care are drept scop distrugerea socialismului. Este o adevărată lovitură de stat. Așa de spaznică, antisocialistă. Și asta trebuie privită ca atare. Dacă asupra acestor probleme e vreme claritate, am stabilit să nu mai primim în perioada următoare turiștii și să nu mai deloc nici așa zisul, nici cu trafic de frontiere. Îl suspendăm. Vom reveni mai târziu. Acum nu avem timp de nici trafic de frontiere. Eu fiecare să se ocupe de problemele lor. Nu de micul trafic și nu trebuie să admitem și oricine și străini, dar și din țară care sunt prinși de plăte, trebuie lovit fără cruțare, niciun fel de justificare. Și trebuie să spunem poporului clar, nu să umblăm așa cu subînțeles. Asta este problema clar. Așa cum am spus, din 69, din 68, pardon, după intrarea în Slovacia, acum situația e și mai gravă și trebuie să spunem clar întregului popor pasiv și să luăm toate măsurile pentru a putea să respingem orice încercări de amestec în România, de destabilizare, de a abate poporul de pe calea dezvoltării socialiste. Iată, doar, asta este scurt obiectul acestei scurte teleconferințe, la care vreau să înțelegeți că are loc într-o situație deosebită și trebuie să luăm măsuri cu toată fermitate. Dacă aveți ceva de întrebat sau de spus. E clar că noi vă rog atunci, așezați-vă, chemați unitățile de interne, armate, biroul județean, ar trebui să stabiliți măsurile care se impun astăzi. Nu le-am înaltem pe mâine. Și organizați grupe de patrulări comune din unități de miliție și de securitate fermate cu grupele de gărzi patriotice, cu gărzile cineretului, cu cineret, cu activiști de pasiv. Bine verificați cu poziție fermă, activă. Instruiți bine. Uite, doamne, și asta nu pentru o zi. Asta până când se va revoca acest proiect. Va rămâne în vigoare practic până după anul nou. Așa. La fel în întreprindere, în comune, în peste tot, asigurând desfășurarea normală a activității de producție, realizarea mai bine condiționată anului a tuturor măsurilor, dar și o riportă fermă tuturor acțiunilor provocatoare din partea oricui ar fi atest. Dacă aveți ceva de întrebat, întrebați încă o dată, domnule, sau de sus. Orice ce problemă se iubește,
imediat trebuie să raportat. Nu amânat, nu încercat să le dea dacă le rapide, s-a ieșit o problemă. Am luat măsuri, dar le raportat orice problemă să ieși. Nimina nu trebuie să mai acopere nimic. Nu a produs niciun motiv. În primul rând, trebuie spus că această teleconferință s-a desfășurat în după-amiaza târzie a zilei de 17 decembrie, după ce Nicolae și Elena Ceaușescu ținuseră o ședință a Comitetului Politic Executiv, care era un fel de birou operativ de conducere al Partidului Comunist. Acest lucru este foarte important, pentru că Nicolae Ceaușescu va face referire la ordine și acte pe care spune că le-ar fi emise în acea ședință, dar și pentru că ne va explica starea fizică și psihică deplorabilă în care se afla conducătorul suprem al României și al armatei de atunci. Teleconferința este ținută cu toți conducătorii județelor țării, alți membri de partid, dar și cu reprezentantul partidului pentru conducerea armatei, generalul Ion Coman. Ședința începe cu un Ceaușescu lucid, care va spune ascultătorilor că totul a pornit la Timișoara de la un proces de evacuare care nu s-ar fi desfășurat așa cum trebuie. El atrage atenția celor din subordine, însă, că motivul turburărilor este doar aparent acesta, pentru că de fapt toată acțiunea a fost, citez, un pretext și a fost pregătită din timp de cercurile antisocialiste din vest și din est, am încheiat citatul. Stop! Aceste pasaje sunt foarte importante și arată că Nicolae Ceaușescu era încă lucid și pricepea că este vorba de o acțiune contra regimului său, care era orchestrată de marile puteri din vest și din est. Acestea nu puteau fi decât Statele Unite și Uniunea Sovietică. Acest lucru are și un efect advers asupra subalterilor săi, pe care Ceaușescu, un om bătrân și bolnav, nu îl realizează. Prin afirmațiile sale despre orchestrarea acțiunilor de către marile puteri, el le confirmă direct și fără echivoc tuturor celor prezenți că regimul său se află sub un atac fără precedent. Mai rău pentru Ceaușescu, el le confirmă aceasta tuturor liderilor din teritoriu, iar aceștia, la rândul său, vor da vestea mai departe membrilor de partid. Acest detaliu este foarte important, pentru că până atunci, revoltele de la Timișoara și potențialele sale cauze erau cunoscute doar de cei din vârful puterii, inclusiv șefii armatei și ai securității. Practic, Ceaușescu îi informează pe liderii din teritoriu și astfel întreg partidul, că se află sub un atac fără precedent. Trebuie să ne gândim la ce a fost în mințile și sufletele acestor oameni când au auzit vorbele lui Ceaușescu, știind ce se întâmplase în toate celelalte țări socialiste și știind starea de nemulțumire a oamenilor din teritoriu. Tot în fața tuturor șefilor de județe, Ceaușescu apelează la o minciună pe care probabil că mulți dintre ei, activiști politici la bază, au realizat-o. El spune acestora că, citez, se socotește starea de necesitate, am încheiat citatul, și se aplică legea. Doar că Ceaușescu nu zice, am decretat starea de necesitate, ci se socotește, ca și cum ar fi fost decretată, dar de fapt nu a fost decretată. E clar că o parte dintre politurgii puși acolo de el să conducă județele și-au dat seama că, de fapt, conform legii, Ceaușescu nu decretase nicio stare de necesitate și încerca să-i pună, de fapt, într-o situație de testare a loialității. Era o situație imposibilă pentru ei. Dacă liderii județeni, politici și militari aplicau legea, intrau în conflict cu Ceaușescu. Dacă nu o aplicau și respectau ordinele orbește, se puteau trezi ca țapii spășitori în caz că regimul Ceaușescu ar fi rezistat, iar tovarășul îi livra poporului pentru a arăta oamenilor cine a tras în ei. Ca să ne înțelegem, trebuie să vedem că MAPN, la ordinele lui Ceaușescu, va decreta starea de luptă parțială în armată abia la finalul conferinței, la 18:20.
Mai mult, starea de necesitate invocată de către Ceaușescu va fi decretată abia pe 20 decembrie, peste 4 zile. În continuare, Ceaușescu continuă să dea semne evidente de slăbiciune. Pe la minutul 7, el întreabă de ce nu sunt în sală comandanții militari pe care îi trimisese la Timișoara. Asta, deși el ceruse înainte de ședință prezența lor. Ceaușescu întreabă de mai multe ori, unde sunt acești comandanți, iar cei prezenți se codesc să-i răspundă. Un lider aflat în control total nu ar fi ajuns niciodată în această situație. Nu ar fi fost sfidat de cei chemați de el la ședință. Dar Ceaușescu nu este în control și o demonstrează în continuare când îi critică pe aceiași comandanți că au făcut greșeli inadmisibile, am încheiat citatul, în gestionarea situației de la Timișoara. Mai precis, trupele trimise de el să facă ordine nu fuseseră înarmate cu muniție de război așa cum ceruse el, dar era ilegal, pentru că, după cum am văzut, starea de luptă parțială va fi decretată abia după și această ședință, nu înaintea ei. Situația devine alarmantă pentru șefii din județe. Ei observă că, pe lângă minciuni, Ceaușescu dăduse și ordine instituțiilor de forță anterior, care nu erau respectate. Practic, fără să vrea, Ceaușescu le-a transmis tuturor șefilor de județe, în doar 10 minute, că este atacat de la est și de la vest și că în timpul acestor evenimente fără precedent, liderii ai armatei și ai securității, între care enumerăm pe generalii Vlad, Stănculescu sau Gușă, nu îi respectaseră ordinele emise pentru a-l apăra. Credem că majoritatea celor prezenți la teleconferință au înțeles că acum e momentul cel mare și că autoritatea lui Ceaușescu e la pământ. Starea fizică și psihică a conducătorului se degradează cu fiecare minut, iar acest lucru este ilustrat de ceea ce se întâmplă de la minutul 10 încolo. Apar pauze lungi între propoziții, unele intervenții ale lui Ceaușescu sunt incoerente, iar alteori se repetă aiurea. Pare că se ceartă cu cineva la minutul 10 și 30 de secunde, după care le spune ascultătorilor că nu trebuie să mai aștepte instrucțiuni de la București pentru a acționa, pentru ca peste câteva minute să le spună să raporteze totul din 15 în 15 minute la București. Ceaușescu reiterează apoi și mai clar că este vorba de o acțiune dintr-un plan mai larg și aduce în discuție evenimentele din celelalte țări socialiste. Amintim că acolo căzuseră toți liderii comuniști, iar Ceaușescu a înțeles corect că, citez, e o lovitură de stat antisocialistă, am încheiat citatul. În aceste condiții ne întrebăm, cum să le spui șefilor de județe că trebuie să se concentreze pe menținerea normală a activității de producție? Cum putea să fie atât de rupt de realitate încât să considere că poporul nu va reacționa în niciun fel, ba mai rău, că îl va apăra în fața, citez, destabilizării puse la cale de est și la vest, am încheiat citatul. Ceaușescu continuă și afirmă că situația este mai rea decât în 1968, afirmând că trebuie interzisă intrarea turiștilor străini în țară, dând de înțeles că se confruntă cu o invazie neobișnuită sau un război hibrid, cum am zice noi astăzi. El întreabă apoi liderii de la Cluj și de la Iași, nu întâmplător, dacă au înțeles despre ce este vorba. Dintre toate județele, a ales cele două dintr-o motive evidente. Știa că la Iași existase prima tentativă de revoltă împotriva sa acum 3 zile, iar Clujul era centrul Ardealului, unde bănuia că vor acționa forțele sprijinite de Budapesta pentru stârnirea problemelor, dacă la Timișoara eșuau. Fără îndoială, pe cât de lucid se dovedește Ceaușescu a fi în privința activităților externe, pe atât de rupt de realitate se dovedește când vine vorba de reacția populației față de domnia lui. Ceaușescu încă mai crede că este iubit ca în 68. Din păcate, pentru el și pentru noi, această rupere de realitate va conduce la vărsarea de sânge din zilele următoare și la convulsiile care vor cuprinde țara în anii următori. Concluzionând, teleconferința din 17 decembrie 1989 este începutul sfârșitului pentru Ceaușescu. Ele confirmă liderul politic din toată țara că se confruntă cu un atac masiv dinspre est și dinspre vest, în fața căruia șefii armatei, ai Ministerului de Interne și ai Securității nu îi mai ascultă ordinele. Mai rău, Ceaușescu se compromite total, emițând ordine ilegale care îi pun pe liderii PCR în situația de a comite alte ilegalități, vulnerabilizându-i. Colac peste pupăză, în mijlocul crizei, comandantul suprem dă un semnal total greșit și pleacă de pe câmpul de luptă în vizită în Iran. Astfel, activul de comunist din țară se convinge că ne aflăm în fața sfârșitului, că Ceaușescu este vulnerabil și este părăsit subtil de toate instituțiile de forță. Cu această stare de spirit, îi așteaptă scânteia care va arunca regimul în aer.
Când aceasta va veni, pe 21 decembrie, liderii PCR erau deja pregătiți să-l părăsească pe Ceaușescu și să treacă în barca noii puteri când aceasta li se va arăta, ceea ce au și făcut, in corpore, pe 22 decembrie, după prânz.